Salut tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite, băi fraților. O să începem să postăm mai des Fortnite, bineînțeles clipurile cu Minecraft vor rămâne pe canal, însă postăm Fortnite pentru că am văzut că este un joc foarte apreciat și am început să mă joc și eu destul de mult off-camera și îmi place. Și de ce nu să și postăm pe canal, nu? Hai să mergem aici, la ăsta fix sub noi, deși mamă câtă lumea o să fie aici. O să fie, de fapt nu, hai să schimbăm locația, nu, mă duc la Tomato Town pentru că aici sunt prea mulți playeri și vreau să mai și vorbesc între timp. Nu uitați să dați și voi un like acest episod pentru că știu că multora vă place Fortnite-ul și să vedem să strângem mai multe aprecieri pentru că am început să mă joc de timp de mult și am învățat așa cât de cât să mă joc și în continuare o să mă mai joc off-camera ca să învăț și mai mult să pune episoade în care facem măcel. Deci trebuie să apreciați lucrul ăsta. Am băgat și 50 de lei în jocul ăsta să-mi cumpăr Battle Pass-ul, aia chestia unde faci misiuni ca să deblochezi skin-uri și zic eu că... Ai, frate, toată lumea e aici. Mamă, toată lumea, deci n-am unde să mă duc, frate, efectiv. N-am unde să mă duc. M-am blocat și în asta, gata, s-a terminat. Aola, unul e deja aici. Ai, frate, deci am venit eu în Tomato Town pentru că e și rău. E și trău aici în Tomato Town. Mamă, în ce m-am băgat, frate? Aici nu e nicio... A, rip. 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 Asta vine după mine. Dude, ăsta e în spatele meu și nu mă nimerește. Mamă, hai că-l bag cu ciocanul. Să-mi bag picior, dar nu-l bag cu ciocanul. Să moră, dar nu-l bag cu ciocanul pe ăsta. Vine foi încă. E, eu i-am dat șansa de a supraviețui. Acum am găsit aici armă. Hai că nu mai armă, n-am găsit aici. Vino ca unde ești? Unde s-a dus? Unde n-ai bine? Ia vino încă. Hai băga mi aici. Hai vino încă. Ia dă-te mai în spate tu. Îl bag cu ciocanul. Fiante, mamă, dar fuge și mă enervează. Hai vino încă, hai vino încă, știu că vrei. Mai ești unul deasupra noastră. Bă, dar sigur are armă. Mamă, ce ne jucăm noi? Am înțeles? Nu poate mă lasă în pace. Cred că pe mine mă lasă în pace. Mamă, dar n-am și eu norocul să prind o armă de undeva unde mă duc. Să fi avut și eu o șansă cu ăștia să mă bat. Nu, uite. Puteți să-mi dai așa de la început. Așa l-am mor. L-am mor și pe ăsta, nu? Să sperăm. Cât aș pe mai are, frate? Mai am 5 blanțe. Mai am un glonț. Un glonț. Un glonț. Oh, leșnițel! Ce glonț! Mamă, dar acum... Ce revenire am avut aici? N-aveam armă, n-aveam nicio speranță, n-aveam nimic, fraților. Holy moly, un glonț, ultimul glonț. Mamă, v-am spus eu că m-am făcut profesionist la jocul ăsta. Hai să-mi dau și o viață cât de cât să mă îndepărtez de zona asta, că sigur o să mai apară alți oameni. Și nu prea-mi convine că n-am HP, n-am viață, n-am viață, n-am HP, same shit. N-am glonțe, n-am arme, n-am nimic. Trebuie să mă distrug cu 20 de gloanțe pe un Assault Rifle Burst. Nu prea-mi place. Mamă, sunt foarte mândru că am și eu primele mele skin-uri în jocul ăsta. Asta ce face? N-am folosit-o niciodată. Facem un test acum cu una. Ah, e gaz lacrimogen ăsta. Interesant. Aolo, și pe aici au fost deja playeri. Nu, ăsta vreau să-l pun pe doi, așa. Asta mă bate. De ce nu mă atacă, frate? Lol. Mamă, deci ori ăștia au fost foarte slabi și mai ales la faza asta, ori eu chiar sunt bun. Eu cred că au fost super slabi ăștia, cel puțin la faza asta. Uite, am pus și un kill cu pistol, am făcut și acolo ceva misiune. Pana mea. Mamă, mai am 5 gloanțe, nu cu șorganul ăsta. Deci eu nu știu ce armă. Hai să dau ăsta. Bă, îmi dă damage! De ce n-a spus nimeni? Holy moly! Cream că e doar așa un fum să pleci din zona aia. Uite că am mai învățat și noi chestii noi acum. Și au și asta poate, cel mai probabil o să găsim noi gloanțe.
Mamă, dar cu armele astea nu prea, mă rog, cu șurganul ăsta e ok, dar cu restul armelor eu nu prea joc. Asta nu prea știu eu să o folosesc foarte bine. Și restul pe restul n-am gloanțe. Holy schnitzel. Aici a fost cineva. Asta ce gloanțe sunt? Niște gloanțe care nu prea mă ajută pe mine acum. Material am, așa și așa. Hai să nu o luăm pe aici. După mine trage, nu. Se bat alții între ei. Se bat alții între ei. Îi lăsăm, trebuie să intrăm și în zonă, ce-i drept că... Uite de ăsta, trebuie să dau goluri aici. Dacă ai poarta, mâncați. Ăsta spo... Nu! Mamă, că vedeți cât de prost sunt. Trebuie să bag mingea în poartă. Am de ăsta. Bă, voi vedeți că nu sunt stare... Mă rog, și mingea asta ia traiectorie ciudată. Și e gol! Gol! Și am mai primit un aci... Am mai făcut-o de-aia la... Mai trebuie să mai marchez pe un singur teren de ăsta de fotbal. Mamă, dar ce de-astea am... Ce gloanțe mai am eu pe armele astea. Opa! Hai că mai am făcut... Am mai făcut și noi rost totuși de 10 gloanțe pe... M16-le astea sau M4, ce o fi el. Hai să-l punem înapoi pe voi. Și avem mai multe gloanțe decât pe celălalt. Dar aia se bat acolo pe deal? Cred că da. Momentan nu-i băgăm în seamă și am proape am făcut și eu level 20. Ba nu, level, mai am puțin până la level 20. Bă, dar zic eu că în două zile am ajuns aproape la level 20. Nu m-am jucat extraordinar de mult, dar m-am jucat destul. M-am jucat destul. Am mai înțeles eu cam cum stă treaba cu jocul ăsta. Asta e un fel de car în PUBG, cred. Nu bag mâna în foc. Și intrăm și noi în zona, poate mai găsim și ceva. Pe aici a plecat și zona. Uitați. Găsim noi și o... Mamă, chestia asta e super șmecheră, îmi place. Mamă, deci chestia asta chiar îmi place. Nu, ăsta trebuie să rămână aici, ăsta aici, ăsta aici, așa. Deci chestia asta chiar îmi place, am făcut câteva kill-uri. Și chiar e ok, arma îmi place destul de mult. Și uite, mai avem și 10, încă 10 gloanțe pe arma asta. Și am intrat și, mamă, aici posibil să dau de mulți playeri. N-am luat cei drept niciodată o prostie de asta. Habar n-am ce face, mi se pare că îți dea ceva speed sau jump boost, cum ar veni. Ia uite. Spam, spam. Păi pot să mai consum de asta, nu? Uite, își fac acimenturi aici în prostie. Uite, spam. Spam. Mai luăm o de-astea. Le iau acum doar pentru a face acimenturile alea. No. De unde trăgea ăla? De unde pana mea trăgea? N-a tras unul după mine, frate. Dude, pot să jur că a tras unul după mine. Uite-l, acum. Hai că m-am dus după gardurile vieții. Nu mai văd pe tipa aia. Opa. Mamă, nu mai am material să construiesc. Mori! Bine, ce-mi place arma asta, că începe așa să-ți tragi. Holy schnitzel. Să iau repede și, mamă, și niște de-astea, pentru că nu mai am HP. Și măcar cu de-astea să-mi fac și eu HP-ul. Mai am niște un bandaj. Dar hai că mai sunt aici alte câteva. Mama asta avea pistoale legendare. Pistoalele nu sunt chiar așa bune din punctul meu de vedere în jocul ăsta. Nu știu cine știe ce, uite și un assault rifle albastru. Hai, cred că facem rost de gloanțe multicele. De pe urma tipului slash tipei astea. Nu chiar foarte multe pe care mă așteptam eu. Însă acum dacă tot mai suntem pe aici, oricum trebuie să plecăm de aici. Mamă, cât lemn aveam, 842 de lemn. Hai să mai iau de-astea ca să completez achievement-ul. Nu știu câte trebuie să mai iau, două, habar n-am. Ei, nu ăsta primul achievement, ăla. Da, gata, am făcut și achievement-ul ăla. Ca să deblocăm cât mai multe chestii, să avem bani asigurați pentru următorul sezon.
Mamă, dar vine... Am vine zona, mă rog, alea cu mere o să le mai completez eu acum. Mamă, dar ce șmechir sare. Sare chiar mult. Holy shit, îmi place. Chiar îți da așa un buz măricel. Mamă, ce tare, e prima oară când am reușit de asta. Holy fuck. Mamă, lemn nu mai luăm pentru că am luat de la tipul, repet, slash tipa, o grămadă. Gloanțe, dă-le încoacă, am nevoie. Cam doar 40 pe arma asta. Mamă, dar asta o iubesc. Deci arma asta o ador. Încep să tragi și e GG. Mamă, să dai tot asta legendară, cred că rupe. Cred că arma asta legendară rupe. Stai să ne punem mai... Nu aici, să-mi pun aici pe lemn. Să nu înceapă să nu construiască cu altceva. Uite și ca strada Niagara. Voiam să dau un lemnul ăsta, dar nu mai avem nevoie, luăm absolut degeaba. Hai să ne facem și noi drumul. Așa. Am avut impresia că a tras cineva. Dar doar s-a spart ceva acolo când am pus eu alea. Ok. Să vedem ce se va întâmpla. A fost un meci super bun ăsta. A fost un meci foarte bun. Am ajuns și în ultimii aproape 10. Avem șanse destul de mari să ajungem în ultimii 10. Cred că cineva campează acolo pe baza aia. Și acum se strânge zona, se face mai mică. Uite, mai suntem 12. Uite, is now spectating you. Am un spectator pe mine. Cred că o fi un tip de meci ceva, habar n-am. Hai totuși să iau pe aici, că na. Nu vreau să trec prin orașul ăsta. Uite, un drop. Am achievement să mă duc la un drop. Mă rog, la 3 drop-uri, la 1 am fost deja, o să mă duc și la ăsta. Bă, de fapt, și achievement-ul, joc și meciu, cam multe. Doar atâta parcă trebuie să fac, nu cred că trebuie să-l și iau. Opa. Opa. A, și din spate trage, e rip. E rip aici. Nu mai știu tastele, m-am panicat. Auzi dacă-mi fac eu de-asta aici. Și mă duc eu pe aici. Opa. Opa. Îmi dai eu niște bandaje. Hashtag rezistăm. Hashtag rezistăm. Se bate cu altul acum, fugim. Holy moly. Și pe unde o mai au de aici? Trebuie să mă răsucesc pe undeva prin oraș. Holy șinițe, uite și arme pe aici. Nu, n-am vrut să fac asta, am crezut că e ceva material de construit, dar l-am luat automat dacă era. Mamă, nici eu nu știu cum am ieșit de acolo, dacă mă întrebați sincer. Deci eu încă... Nu dau seama cum am supraviețuit. Și trebuie să ies cumva din oraș. Fără să mă fac observat. Tipul ăla părea să știe să joace, cel puțin mie așa mi se părea. Holy moly. În ultimii 7 suntem. Mamă, suntem așa aproape de un al doilea Victory Royale al meu. Și ar fi și al doilea pus pe YouTube, pentru că am avut doar un Victory Royale. Pe ăla l-am pus pe YouTube. Pana mea. Mai înaintăm puțin. Nu știu până unde să ne ducem. Trebuie să avem grijă. Mamă, dar cum am supraviețuit acolo? Am avut noroc, ce drept presa mai început încă unul să tragă după el. Și s-au luat aia la bătaie, cele din urmă. Tip de ăștia care încep să-l construiască așa... Aia, m-am pus și aia pe ea. Am și noi aici. Măcar e ceva mai safe aici. Mă simt mai în siguranță. Era chiar foarte bun un sniper acum. Și așa am și achievement de făcut sniper kill. Aia nu am făcut.
Ok. Uite încă un drop, dar nu cred că mi-a dat adineaur curat. Cred că trebuia să-l deschid dropul. Uite unde m-a văzut mâncați așa. Hai să urcăm pe scările de astea, nu mai construim noi nimic. Ok. Eventual aici am putea să mai punem. Am tasta F5, trebuie să o schimb, ca aș pune o capcană pe aici. Am făcut ieri un kill cu capcană. Hai frate, repede ceva. Aolo, zona trebuie să ies de aici. Trebuie să ies de aici și să intru în zonă. Mai suntem 6. 6 cai frumoși. După mine trage. Nici nu-mi dau seama. Habar n-am. Am deja devenit. Uzi, mare la acolo, mare sniper. Hai că încerc să urc așa, fă. Tot trebuie să pun de-astea. Cred că mă panichez aici. Mă panichez, gata. M-am panicat, gata. Da, m-am panicat aici, n-am mai știut ce să fac. Oricum, tipul ăsta părea să știe. Am ajuns oricum pe locul 5, adică e totuși bine. Mamă, tipul ăsta e de la tryhard, dar e al 7-lea cont pe care joacă și rupe Fortnite-ul. Nu prea aveam eu ce să-i fac. Băi, fraților, eu zic că m-am descurcat destul de bine și că am mai progresat față de episodul anterior. Așa că dacă mai vreți episoade de Fortnite, nu uitați să apăsați și voi pe butonul red, pentru că mai multe aprecieri. Iar noi ne auzim data viitoare. La revedere. Ciao-les.